seara și bine v-am găsit! Este unul dintre cei mai celebri moldoveni. El cheamă Alex Magală, iar dacă numele vă scapă, cu siguranță vă amintiți de el când vă spunem că este tânărul care înghite săbii. Cu această aptitudine s-a făcut cunoscut în întreaga lume. Lasă oamenii cu gura căscată oriunde calcă, iar în această perioadă este acasă, așa că l-am prins pentru o discuție. Așa l-a cunoscut toată lumea pe moldoveanul Alex Magală, omul care înghite sabia fără frică. Tânărul locuiește la Los Angeles, engleza i-a devenit a doua limbă, iar să-l vedem acasă se întâmplă din ce în ce mai rar. L-am găsit la o sală de sport, antrenându-se. După ce a participat la 15 concursuri de talente, cum ar fi America's Got Talent sau Britain's Got Talent, Alex a decis să meargă în Italia să stabilească un record Guinness. Concursul va avea loc pe 1 martie. Element называется roll-ups, când мы наматываем ремни на бицепс и тем временем поднимаемся наверх, когда кувыркаешься. И мне надо сделать всего 10 штук, чтобы установить рекорд. До этого были только на ремнях элементы, но в этот раз я делаю то же самое, только с мячом внутри, что ставит абсолютно новый рекорд, который мир вообще никогда не видел. Молдовенул а обичнуит сэш шокезе публикул де фиекаре дата. Чел май периколос трук ла реализат ла British Got Talent. Аколо а требуит са кобоаре де пе ун пилон иналт де 4 метри, ку капу ин жос ши сабия инхицита. Останавливаюсь буквально там в 2 сантиметрах от того, чтобы удариться в землю этим мечом. Это сложно объяснить. Но это надо смотреть. Это уникальное шоу. Până și Simon Cowell, deținătorul francizei de talente, a rămas impresionat de Magală. I think you're one of the best Got Talent contestants of all time. Au existat și momente pe muchie de cuțit, iar tânărul s-a rănit. У меня уже была травма очень большая, когда я просто неделю не мог кушать, просто порезал себе горло, и когда ты, ну, тебе даже глотать сложно, там даже воды выпить. Asta nu l-a oprit, însă Magală susține că toate trucurile sale sunt unice în lume, iar în caz de accident, chiar el este cel care dă instrucțiuni medicilor despre cum să-l salveze. Врачи, когда они находятся все в студии, они в принципе не имеют ответа, как это, что делать при экстренных ситуациях. Я им должен давать инструкции, как, что, если что-то случится, как меня положить. Alex este nu doar un înghițitor de sabie, ci și un acrobat aerian. Unul dintre elemente o să-l facem acum în duet. Все, у нас новый номер, который называется Алекс și Наталья. Поехали! Este! И поклон! Să știți că mă doare mâna. Acrobațiile și înghițitul sabiei îi aduc o grămadă de bani, susține moldoveanul. Din ei și-a cumpărat o casă pe malul oceanului în America. Paru show în Dubai, și dom gătov. I-a cupil dom va Florida. Буквально 11 минут от океана, как я люблю. Alex are 32 de ani și este din Orhei. Acasă vine foarte rar, însă de fiecare dată cu drag și dor. Я здесь просто отдыхаю душой. Вот. Потому что как бы мы не хотели куда-то уехать, чего-то там добиться, всегда тянет домой, всегда тянет к друзьям. Конечно же, это зама, борщ, просто кухня, я обожаю ее. Iar la capitolul viață personală, tânărul cu ochii albaștri spune că у меня есть девушка, и, ну, в принципе, у меня все хорошо.
Пока не женат, вот, без детей. În 2014, Alex Măgala a câștigat concursul de talente din Rusia, Minuta Slavă. Totodată a fost invitatul special la celebrul talk show al prezentatoarei Ellen DeGeneres. Iar acum zic să-l întâmpinăm pe Alex Măgală. Alex, te rog să intri dacă ne auzi. Vine. Este salut, Alex. Mă bucur să te cunosc. Hai să strângem așa o mână. Очень приятно. Și mie la fel. Te rog să iei loc. Aici este locul invitat. Может, я где-нибудь положу, чтобы... Să punem, да. Ой. Что фаст это, да? Это просто шмиц-эффект. Я вообще не знаю, как меня с этим пропустили сюда через. Да, вот, давайте, может, мы положим. Ну, а про эпидемию. Да, чей сунет это, что се ауди, апропо? И презентане саби аста. О чем вообще у нас будет сегодня разговор? Знаете, многие люди, они до сих пор не верят, что шпагоглотание это по-настоящему. Да-да-да. Особенно вот наш народ иногда вот скептически относится, потому что уже я столько трюков уже придумал с мечом, что они думают, что он уже не настоящий, потому что это просто нереально сделать. И сегодня со всеми вами мы просто миф этот развеем. Сегодня мы будем доказывать, что шпагоглотание происходит по-настоящему. И мы даже сделаем это без рентгена. Mi-e frigă deja, Alex. Să știi că eu sunt unul dintre oamenii care se uită la astfel de show-uri și zice, mă, dar asta poate nu-i pe bune. Tot timpul sunt destul de sceptică, știi? Pentru că te uiți la sabie, deci n-ai cum. Ce se întâmplă? Ești om până la urmă, știi? Ce se întâmplă în corpul tău ca să poți face asta? Dar hai să începem cu începutul și să ne zici, te rog, ce fel de ochelari poți tocmă. Это просто очки, чтобы вас лучше видеть. Да, да, я могу только сейчас с моей специальной шампик. Да. Ничего особенного. Да, да, это не. Bun. Înainte ca să vorbim despre sabia ta de azi și despre numărul pe care ne-l vei prezenta astăzi, vreau să vorbim un pic despre ce faci tu acasă și când ultima dată ai fost în Moldova. Revii destul de des sau nu prea? Da, я стараюсь, как только есть возможность, сразу приезжать домой. Здесь я и тренируюсь тоже, здесь мои все лучшие друзья. Здесь, в принципе, я и научился шпагоглотанию. И ну, когда я здесь, отдыхает просто моя душа. Потому что в Лос-Анджелесе это работа, это постоянно какие-то цели, это режим, это график. Dar ce faci tu? Uite, în fiecare zi, acolo în Florida, unde stai deja de ceva timp, cum arată zilele tale? Ce faci? De dimineață până seara? Хорошо. Фактически, весь мой режим – это тренировки. Сейчас я занимаюсь джиу-джитсу. Соревнуюсь, активно соревнуюсь в соревнованиях. Здесь я тоже участвовал в чемпионате Молдовы. В 2017-м взял первое место у нас в Молдавии. И у меня есть суперматчи. Вот, в принципе, я занимаюсь боевыми искусствами и готовлю шоу. Занимаюсь еще музыкой, потому что когда мы ставим здесь, то есть, когда мы ставим в шоу музыку, не всегда разрешают ставить какую-то музыку, которая уже известная, да, потому что... Да. Дрептурь, да, аутор, да-да-да. Именно так. И что мы делаем весь карантин? Я вот взял и начал учить просто с самого начала. И сейчас делаю свои композиции. И чтобы у меня просто было все включено, все мое. И, кстати, если мы поговорим о этих мечах, этот дизайн тоже мой. Как это вообще произошло? Я нашел в Голливуде инженера по робототехнике. Robotics engineer, вот у них так называют. И этот человек просто, я не знаю, то есть это я такой счастливый, что я нашел этого человека, и, который делает все костюмы, спецэффекты для звезд. И я захожу к нему в мастерскую,
И там, то есть, есть коробки с Кенни Уэстом, где его всякие костюмы. Он, знаете... Петр фильмы, Петр клипы. Да, 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 для там Дисней заказывает, или Никелодеон заказывает его. Там, допустим, какой-то живая голова павлина, которая реально не отличишь вообще от... от живой. И это робот, это просто робот, который моргает. Вот. И он, кстати, вы знаете, Леди Гага, у нее был такой лифчик с фейерверками, он тоже делал. Всем известным людям, которые имели какие-то спецэффекты в костюмах. Вот. И, в принципе, если мы возьмем вот эти все установки, это просто, они были сделаны из оружия здесь раньше, то есть пистолета, да, холстер для пистолета. Да, оно все так красиво входит, оно, ну, техника просто зашибись. Это мой дизайн. Таких мечей просто вообще нету. И только, вот, знаете, молдаванин может кому-то с чем-то таким придумать. Так, моя хача уже отдати ее сикарма, пока ей не могу прийти космоэлектрук. Я прошу прощения. Ну, глумим, евидентно, вишнеск. Hai să vedem ce cu sabia asta. Ea a fost făcută din două părți separate. Aici e o sabie clasică, cumva, și acolo e un pic de robotică. Sau ce? Da. Дизайн, конечно, очень сложный. Здесь две кнопки, и вторая кнопка, она зажигает все лезвие, да? И в темноте, когда я сейчас вам это продемонстрирую, в темноте у меня будет светиться горло. Что очень интересно. Что, в принципе, докажет, что все это лезвие у меня внутри, да? То есть у нас на самом деле есть место, вот где у вас пупок начинается. Ага. Вот у нас есть вот все это место, чтобы поместить туда какие-то объекты вот такого типа. Алекс, спуни-ne câteva secrete, uite, pentru ca să-ți iasă numărul tău. Eu bănuiesc că există niște ritualuri pe care trebuie să le respecti. De exemplu, nu știu, întreb, presupun, poate să nu mănânci foarte mult ca stomacul să nu fie foarte... Spune-ne câteva chestii din astea. Există niște reguli pe care le respecti? Da, конечно, это должно быть на пустой желудок. Așa. А иначе ваш завтрак просто выйдет наружу. Așa. Да, конечно же, это должно быть все... просчитано до мелочей, потому что это очень нежная часть. И когда лезвие проходит внутрь, оно, в принципе, в этот один инч, пару сантиметров от сердца проходит. И, в принципе, какое-то неверное движение, и оно может просто взять, проткнуть. Потому что там, в принципе, не надо много для того, чтобы проткнуть орган. Мой омуле, да ты chiar nu te temi? Ну, я тренируюсь много. В принципе, моя жизнь – это тренировка, так что я не думаю в этом ключе. Да, немного другое измерение, скажем так. Особенно, чтобы прийти к таким вещам, к таким мечам, к шоу, требует просто абстрагироваться от всего мира. И, София, не умеет так, умеет. Ага. Și să faci ce pentru ce muncești de altfel în fiecare zi. Bun, să știi că noi doi suntem de vârstă. Și mă uitam, povestea în reportaj că tu ai o casă pe malul oceanului Florida. Și zic, da, interesantă chestia asta. Nu zic că aș fi eu cea mai doamne ferește, dar oricum... m-a impresionat, hai să zic așa. Oricum, participarea ta la show-urile de talente probabil te-a schimbat pe tine foarte mult ca și individ, dincolo de banii pe care i-ai primit. Probabil că faima asta oricum schimbă ceva în tine, nu? Și... Конечно, нет. Nu? Конечно, нет. Нет, я, ну, обычный человек. И я вообще не думаю тоже в каком-то таком... в контексте про деньги, про работу. Моя задача, чтобы сделать крутое шоу. И я просто, если надо, да, вот этот вот меч, то, что вы видите, это здесь это $650, это 2400. Да, 2400. Но это
То есть никогда не известно, сколько это будет стоить. Я просто бухаю все мои деньги, сколько надо. Uh-huh. Но там же, то есть идут всякие тесты, идут, то есть примерки всякие. Uh-huh. Они же тут каждая деталька, да, то ручка не подходит, то лезвие слишком непрочное, да. И это еще и пробы, и ошибки тоже. Это все деньги, деньги, деньги. И в конце па-бам! И мы просто имеем классный меч. Это мой самый последний меч. То есть я... у меня их раз, два, три, четыре, пять. Ага. Да, есть те, которые ты просто нажимаешь на кнопку, и там огонь выходит вот из-за всей вот этой, то есть баллончик с кислородом, который выталкивает топливо, топливо зажигается, оно просто факелом выходит. Представляете, то есть, ну, и это... Меч ты можешь делать там год, полтора года, пока ты там придешь ко всем деталькам. Вот. И я работаю с лучшими людьми, с лучшими костюмерами в Голливуде, чтобы сделать вообще это шоу в жизнь. И после этого... я не знаю, как описать, но это как ты живешь как будто в Диснейленде. Ты путешествуешь, ты встречаешь уникальных вообще людей, талантливейших людей, и от них вот просто разговор, просто дружба, от них ты учишься, от них ты перенимаешь какой-то опыт, трюки, и так мое шоу пополняется и да. Становится лучше. Cât de solicitat ești să participi la show-uri? Invitațiile sunt mereu, mereu, peste tot? Простите. Cât de des ești invitat să participi la show-uri, la diverse show-uri și pentru care trebuie să te pregătești și... Как работает все, ну, приглашение в шоу, да? Да, да, да. Я вообще не знаю, то есть вообще сам процесс, но я вам скажу, что единственный кастинг, который я подал заявку, mm-hmm. это был в 2011 году America's Got Talent. Да, и до тунча ты его инвитат. Да, да, меня показали на 52 секунды в телевизоре. С того момента я живу как в Диснейленде. Меня то туда приглашают, то сюда приглашают. Конечно, если у тебя, ну, по-любому всегда надо сделать свое шоу лучше, в следующий раз лучше, какие-то уникальные трюки. Очень сложно. Это и надо сделать их более страшные, более серьезные, более... Да, tot timpul trebuie să crești. Deci au fost 52 de secunde pentru care ai muncit, dar care ți-au schimbat viața. Niciun minut care ți-a schimbat viața pentru totdeauna. E foarte frumos și zici că mereu trebuie mai mult, trebuie să adaugi ceva în show-ul tău. Care este visul tău cel mare? Unde vrei să ajungi și unde crezi că e stopul? Вы знаете, сейчас я готовлюсь для шоу рекордов Гиннесса. Да. И мне кажется, это вот был бы тот единственный момент, к которому вот я смотрю вперед, потому что это было всегда моей мечтой, и очень много уже сбылось, но каждый раз мы находим что-то еще, какие-то еще интересные проекты. Но да, это Висумел, я в принципе живу этим. Вот, да, и когда приезжаешь домой, это тоже все классно, потому что все должно быть в меру. Понятно, там Вегас — это Вегас, это классно на выходные, но в конце концов, вот я приезжаю домой, и мне вот классно здесь, честно говоря. Mă bucur să aud asta și să mai zici o chestie. Spuneai în reportaj că ai o iubită acasă. Cum, nu știu, cum reacționează ea la tot ceea ce faci tu și dacă nu-ți spune vreodată, oprește-te, te rog. Ea, nu, nicomu просто не рассказываю, потому что я не хочу, чтобы мои близкие люди, они, даже моя семья, чтобы они не волновались. Они, я им говорю, смотрите про ТВ в пятницу, Осяра Перфекта, и все, и я ничего, никакие секреты не говорю, смотрите меня здесь, и привет моим бабушкам, я вас всех люблю, вся моя семья, это для вас.
Da. Noi îți mulțumim din suflet pentru prezența la emisiunea noastră. Aici un mic cadou din partea partenerilor noștri. Wow. Și noi ne pregătim să te vedem pe tine, așa că te rugăm acolo să te duci să ne demonstrezi numărul tău. Așteptăm acum să vedem. Davaiți. Da? Hai, mi-e frică. Eu stau cu minte aici. Așa. Nu можно ставить музику? Да. Este anul cultural Eugen Doga, un an pe care maestrul a început cu drumuri multe, dar productive. Sper că așa va fi și discuția noastră de astăzi. Să-l întâmpinăm chiar acum pe Eugen Doga. Domnule Doga, ne auziți? Bună seara, bună seara, așa, de departe veniți. Bună seara, bine ați venit. Bună. Mă bucur să vă văd, vedeți că ați venit la casă nouă. Bună seara. Să nu spune nimic, așa. Te încălnă obrazul. Mă rog să luați loc pe canapea, eu mă duc singurică pe fotoliul meu. Epa. Vă place? Suntem la casă nouă. M-ați observat? Am văzut că sunteți la casă nouă și vă doresc să aveți și un noroc nou. Să dea Dumnezeu. Norocul e bine când se reînnoiește. Dumneavoastră cum sunteți? Sănătos? Păi, acum știi că numai din cauza ta, uite, am venit. Să știi, da, încă stau la pat. La pat? Am răcit. Ați răcit? Uh-huh. În deplasările păi pe care le-ați avut. Poartă naiba. Vă poartă creația, nu naiba. Da, am avut niște întâlniri la Iași, la Târgu Neamț, la Piatra Neamț. Păi că vă cheamă Eminescu, ce să... Asta e? Păi Eminescu ăsta e foarte obraznic, mai mă grozau. Deja 8 ani nu mă las în pace, împreună cu prietena sa, cu Veronica, din doi. Da. Mă chinui, dar plăcut mă chinui. Plăcut, plăcut. Da, v-ați găsit acești doi amici foarte serioși și uitați că anul a început așa, cu zilele culturii la Iași, ați fost pe 15 de ziua lui Eminescu chiar. După aia ați fost pe la Târgu Neamț, unde ați devenit și cetățean de onoare. Felicitări, apropo. Cum? Cetățean de onoare, v-a fost acordat titlul ăsta la... Da, la Târgu Neamț. La Târgu Neamț, da. Da, fiindcă acolo deja am fost onorat mai devreme. Chiar dacă nu ar fi fost acest lucru, desigur, eu sunt foarte bucuros din cauza că totuși documentul care mă mărturisește. Dar publicul când vine și te aplaudă, e cea mai bună, cea mai frumoasă mărturisire. Și cel mai frumos titlu. Nu mai contează niciun loc. Cel mai frumos document. Da. Oricum, vă onorează probabil toate aceste titluri. Cetățean de onoare a câtor orașe sunteți deja? În România, 5. Așa. Iar în Moldova? 1. Chișinău? Da, e normal. În capitală. Așa. Da, frumos. 5 orașe, 6. Asta ce înseamnă? Ce înseamnă să fii cetățean de onoare? Intri în oraș și ce? Știți, înseamnă mult. Să știi că din cauza că sunt și niște și privilegii. Din cauza că dacă aș beneficia eu de aceste privilegii, dar eu nu,
nu simt necesitatea să le folosesc, uh-huh. acolo se dau niște... Deci poți să nu stai la hotel. Da, sigur că da. Da. Ceea ce e foarte important pentru omul de creație care se... Dacă voi dori, deci cu atât mai mult am vorbit... mă scuzați. Nu nimic. Am vorbit în special despre Iași. Peste tot depinde de gospodarii orașului. Un primar extraordinar, care mă primește ca un om, ca un rude. Uh-huh. Și foarte, asta mă încurajează și vin chiar cum nu aș simți cât de ocupat nu ar fi, vin cu mare drag, fiindcă am înțeles că și pregătesc și niște manifestări culturale cu acest jubileu care se apropie deja pe nas, până și aici, afară de Chișinău, unde sunt cetățean de onoare și eu sunt foarte mulțumit că această administrație a Chișinăului împreună în frunte cu domnul primar Ioan Ceban are o atitudine foarte frumoasă față de creația mea și de asta pe mine mă bucură și deja sunt și planuri. Pe când ce așa mai la vârf, acolo până și nu se tace. A rămas o lună până la... Mai la vârf vă referiți mai la guvern încolo, mai sus? Nu știu unde acolo, unde e vârful acela. Acolo sunt mai ocupați, că e criza gazului, vedeți păi, ce... Sigur că da. E pandemie, gaz, toate au dat. Păi da, cred că eu vă ieși în scenă cu gaz, să prind scena. Cine știe, da, râdem și noi glumim. Nu, eu cred că va fi tot în regulă. Eu nici nu mă grăbesc, din cauza că... Toate vor fi la timp și oricând apariția în fața publicului este sărbătoare. Așa că sărbătoarea niciodată nu e târziu. Da. Așa. Să dea Dumnezeu să puteți apărea în fața publicului, că vedeți că vine valul 5 sau câtelea mai este acum în pandemia asta. Valurile este obiecte. Da. Și asta contează, să puteți să adunați oamenii în sală, să-i vedeți la ochi. Da. Am auzit că COVID-ul nu știe să numere mai mult de 5. Da? Da, mă, păi cred că la 5 se va opri. Așa sperăm, știți, noi așa sperăm din primele zile, da, deci deja ce-o fi, lumea zice că trebuie să ne obișnuim să trăim așa, cred că ne-am obișnuit deja. Da, eu am răcit și credeam, m-am speriat. Credeam da, acum nu mai ai dreptul să răcești că instant e COVID, nu? Da, sigur, da. Ați făcut și... Mă rog. Da, ați făcut și test? Anticovidul cel mai puternic este creația. Știi, uite, și scena, uite, s-a strane ce se petrece cu scena asta, de o naibă. Uite, cât de rău nu te-ai simți, ieși în scenă, toate bolile dispar. E cum medicament pentru suflet. Cum ai mers după culise, gata, bolile, iar acolo te așteaptă și te ia în brațe. Așa este, da. Asta se întâmplă, nu știu, chiar și cu noi, oamenii din televiziune, știți? Orice te-ar durea, când intri în direct, nu te mai doare nimic. Aceeași situație, sigur. Da, sigur. Te doare un dinte, nu te mai doare dacă ești în direct. Îți trece totul. Așa că, da, creația este ceva aparte, pentru că, ziceam, este medicament pentru suflet și e vindecător și pentru cei care o fac și pentru cei care savurează. Da, eu cred că creația se face împreună. Chiar dacă noi vezi pe acești spectatori, îi imaginezi, îi simți, fiindcă nu se poate așa abstract. Nu cred că... La fel ca și dragoste. Ce, omul s-a îndrăgostit. Unde-i? Nu unde-i? Se vede. Unde-i? Da, da, sigur, se simte. Da. Asta e, da. Ați văzut, probabil și dumneavoastră, adică cu siguranță că ați văzut, că 2022 a fost decretat anul cultural Eugen Doga. Spuneți-ne și nouă ce înseamnă asta, dacă știți dumneavoastră. Păi înseamnă, încă programul nu l-am văzut, dar știu că se elaborează. Dar se elaborează împreună cu dumneavoastră? Sau, nu, ei fac separat, pe urmă când îl vor termina, încă nu s-au decis definitiv. După ce eu voi face cunoștință cu acest plan, multe din auzit îl văd cam nu prea, din cauza că mi-am îmi place când ceva se încurcă. Uite, de exemplu, eu mi-am amintesc anul trecut la Iași
festivalul Grigore Vieru și m-au băgat pe mine concert de autor până... E altă treabă, Vieru merită să fie sine-stătător. El are toate necesare pentru a ieși în fața lumii cu toate acestea. Deci îi trebuiește încât ceva o donație din partea lui Dogă. Nu, nu. Și de ce? Aici toți vor să meargă pe calea asta, dar deocamdată nu se discute și eu cred că vom ajunge, vom găsi. Eu ce cred? Cred că e o chestie care eu am declarat-o, dar încă nu am înfăptuit-o, fiindcă la 1 martie este și decesul mamei. Da, da, tot timpul vorbiți despre asta de ziua. Și nu-i frumos, nu-i frumos să ies în scenă, să fac trelele-auri la ziua morții mamei, când în chipurile mele, în chipurile mele apare chipul mamei, nu se poate. Și eu de ce cred că voi insista să fac tot și la ziua de naștere a mamei. Interesant. Da, vom sărbători două zile de naștere. Da. Cred că vor merge în temperare, fiindcă la urmă, asta e vorba de mai este totuși mai, nu e martie. Da, e cald, e frumos, natura învie. Sperăm că va fi cald. Sperăm, da, da, că anul trecut a fost... mă rog, vom vedea, vom trăi și vom vedea. La în noi fine... se zice, la noi la Mocră se zice, să vedesă. Să vedesă? De la să vede? Interesant. Da, frumos, frumos. A început un an nou, 2022, maestre... Cum a început pentru dumneavoastră și cu ce... Păi știți că a trecut, uite, toți plâng, uite, COVID-ul, nu știu ce, le-am curcat. Da, sigur că cu sănătatea e una. Da. Dar cu creația, ba din potrivă, mi-a priit. Din cauza că, anume, în 21 am făcut cele mai multe lucrări pe versurile Eminescu și Micle. Le-am și scris și le-am și unele și le-am înregistrat. Înregistrarea mai termin. De la număr azi sunt deja 80 de lucrări și cred că aici mă voi opri. Fiindcă trebuie duse la capăt, deci trebuie sonorizate, găsiți cântăreții care o să cânte. Deci, și Eminescu nu e cel care iese, din păcate, l-au simplificat în atât, ies cu chitară, băi, băi, oho! Eminescu trebuie cântat cu orchestră universală, cu orchestră cosmică. Asta este... Chiar azi citeam un citat de-al dumneavoastră, spuneați anterior că așa, eu nu creez muzică după versurile lui Eminescu, eu descifrez muzica din ce a scris. Cam așa, cam așa, de fapt eu nici... Mai mult că eu nici nu compun, că am compus, uite, compoziție, nu-i corect. Eu sunt scriitor, ca și scriitorii care scriu cărți, numai că eu scriu muzică. Deci eu sunt scriitor. Și dacă compun, ce să compui? Toate în natură deja este. Dumnezeu toate le-a pregătit. Numai diferența este că unul i-a dat harul de a le citi aceste depozite și altul nu este capabil să le facă aceste lucruri. Și eu încerc să mă alătur la cei care știu să le citească. Orice caz, să le citesc de acolo și sunt foarte multe lucruri frumoase acolo. Dacă treci în simțirea, dacă încerci să treci, este imposibil să treci în simțirea lui Eminescu, dacă încerci să te asociezi cu simțirea lui Eminescu, să trăiești acele trăiri care le-a trăit Eminescu sau Micle, atunci ceva îți rămâne. Înseamnă că aveți multă treabă anul ăsta. Dacă 80 ați spus, da? 80 de creații. Și dumneavoastră trebuie să le găsiți interpreți sau cum se întâmplă după aia lucrurile? Interpreți apar. Eu vreau de data asta să găsesc niște interpreți pe care nu i-am avut în scenă, dar știu care îmi cântă muzica și o să iau, desigur că, și la Chișinău și la Iași. La Iași deja am concret ceva, la Chișinău se va... la Chișinău noi suntem mai moldoveni, deci mintea moldoveanului aici mă întârzie puțin, dar nu ne trădează. Așa că, desigur că sunt foarte, foarte multe cântăreți acum,
în București, știu că sunt cu bărbații mai prost. Aha, fetele mai ușor de găsit, voști de băieți. Fetele cântă, dar bărbații joacă, cred că. După cum le cântă fetele, așa joacă. Cine știe? Înseamnă că misiunea e grea. Dar speranța vie cu... Nu, eu cred că se vor găsi și băieți. Avem, vă avem la uite, acest Brio Sonoris extraordinar. Da. Da. Ce. Fiecare din ei sunt soliști care merită să aibă un program separat și așa, și eu cred că se mai face din cauza că s-au bine, s-au găsit ei și împreună și separat, fiecare dintre ei. Da, se găsesc, trebuie să mai scuturăm pomul și vom cădea merele. Trebuie să nu ne îmblat cu această că suntem sărași. Nu e chiar așa. Noi suntem mai bogați decât noi ne prezentăm. Așa că suntem modești. Modestia. Adică da. Loteanu se spunea, Dumnezeu să-l ierte, zice că modestia se caracterizează pe bolșovici. Nu știu ce asociația. Posibil, da, pentru că noi aici, în spațiul ăsta ex-sovietic, suntem așa un pic mai ne subestimăm. Acolo, dacă mergi mai în Occident, lumea e un pic mai dezvoltată. Bun, să știți că mă uitam astăzi pe pagina dumneavoastră de Facebook, apropo, și mă întrebam și ne întrebam împreună cu colegele, cine vă administrează paginile de pe rețelele de socializare? O doamnă de la Moscova, o rusoaică. Și cea în română? Nu cunoaște română. Păcat că nu cunoaște. Nu, aici n-am găsit pe nimeni care e capabil să facă acest lucru. Și pe urmă s-a început încă din timpurile încă care eram sovietici. Și de aceea spațiul meu de creație era pe acolo mai mult. Da, da, da. Și era firesc ca să facă acolo. Dar acum văd că s-a înclinat spre vest toată activitatea mea și aș găsi pe cineva, nu știu... Cine știe, poate că fiica mea va fi Viorica, cine știe, cel mai bine ar fi, sigur că da. Vom încerca, pentru că văd că este deja, se simte că aici e mai slab reflectată activitatea ca acolo. Cu toate că acolo aproape că deja 10 ani precis că n-am nimic. Și chiar dacă vor apare niște concerte, așa, aparent, câte unul, dar când eram acolo permanent, era normal ca să fie... Va rămâne, eu cred că trebuie și aici și acolo, de două aripi, fiindcă așa mi s-a creat viața, așa, în două spații. Și nu e cea mai rea situație. Sigur. Da, cât mai mult, cu atât mai bine. Cu atât mai mult, fiindcă eu sunt independent. Pentru că ei mă învinuiesc că eu sunt pro-român, românii mă învinuiesc că eu sunt pro-rus. Și eu stau la mijloc. Și stau la mijloc și mă uit că la stau la mijloc și nu mă interesează ce se face la stânga, la dreapta. Bun, maestre, pe final de interviu vreau să-mi spuneți care e dorința dumneavoastră pentru anul ce tocmai a început. Ce ați vrea? Dorința dumneavoastră pentru anul. Ei, dorința, mai dragă. Dorința atât de mult, să fiu sănătos. Uite, fiindcă numai sănătatea asigură toate chestiile astea. Fiindcă toate doleanțele și toate... Fiindcă omul sănătos și trăiește sănătos. Da. Asta ne dorim cu toții. Vă dorim și noi multă sănătate. Avem și aici un mic cadou din partea partenerilor noștri. Ba, uite și îți mulțumesc mult. Ne bucurăm că ați ajuns seara. Sănătate multă să aveți. Mersi tare mult. Da, și eu doresc să aveți succes la public. Mulțumesc. Și pe curând. Și pe curând. Ne vedem. Numai bine. Da, puteți să mai rămâneți aici un pic alături de mine, două minuțele, da, că vreau bun. Să le spun celor de acasă că urmărim acum un reportaj despre tenismenul Radu Albot, care deși și-a încheiat parcursul de la Australian Open. Apare numele lui, cel puțin, pe o prăjitură dintr-o cafenea din capitală, pe care zic să o vedem chiar acum. Un alt fel de ecler poate fi văzut în aceste zile în vitrina unei cafenele din capitală. Prăjitura a fost realizată exclusiv pentru tenismenul moldovean Radu Albot, care a participat la Australian Open 2022. Ideea ingenioasă îi aparține coproprietarului cafenelei, Alexandru Guțu, care și-a dorit ca prin acest gest să-i ofere susținere tenismenului. Noi cu Radu avem fericire să ne cunoaștem personal și am fost de fapt cu el în drum spre Australia, zbura prin Germania, spre cantonament și dorim de pe atunci succes. Era la începutul lunii decembrie.
Și acum, deja pe parcursul turneului, am mai schimbat niște mesaje și am spus că, uite, noi îți promitem un tort cu fiecare victorie de-a ta și adică totul trebuie să fie plin cu victorii. Și a fost în semi-glumă, dar promisiune evident că este în vigoare. O postare pe internet a fost de ajuns ca ideea să se răspândească rapid în mediul online. Reacțiile internauților n-au întârziat să apară. Vreau să vă întreb dacă v-ați așteptat la un așa val de reacții pe internet. Eu cred că Radu merită cu mult mai multe reacții și cu mult mai mult suport. Adică noi am făcut doar partea noastră și nu a fost niciun fel de așteptări de la numărul de like-uri sau vizualizări. În comentariile postării au fost și din cei care s-au apucat să ghicească scorul meciului. A fost de fapt o inițiativă care a venit de la unul din internauți, a spus dacă câștig, da, te remunerăm cu micul dejun al campionilor. Prima prăjitură care a adunat sute de aprecieri a fost cea cu victoria lui Radu, avută câteva zile înainte de înfrângere. În postare am văzut, de fapt, un alt desen cu o altă victorie și acum astăzi este altul. Da. Deci, ieri a fost desenul sau desertul cu victoria lui precedentă. Astăzi, din păcate, nu este victorie, dar pentru noi s-o cătim totuși este o victorie, fiindcă a jucat cu top 3 din lume și s-a duelat extraordinar și pentru noi, pentru Moldova, noi cu siguranță putem să cotim asta ca o victorie. Iar dacă în primul desen a fost indicat punctajul avut de Radu Albot, în al doilea desen punctele au fost înlocuite cu inimioare. În loc de puncte am pus inimioare. Cine a venit cu această idee din nou? Tot noi. Deși prăjitura nu poate fi cumpărată, toate produsele folosite pentru ea sunt comestibile. Asta este o hârtie specială, hârtie comestibilă, gustoasă, dar sensul că astea sunt de fapt elementele din viitorul tort. Deci pe tort vor apărea toate victoriile și chiar această pierdere pe care noi oricum o considerăm o victorie. Nu merge vorba despre un proiect comercial, este doar un gest. Și asta nu e tot. Imediat ce Radu va ajunge acasă, îl așteaptă un tort imens cu toate victoriile acestuia. Tortul vă promit că va fi unul extraordinar. Dar când totuși va fi tortul? Tortul va fi atunci când Radu se întoarce în Moldova. Din Australia, Radu a ținut să le mulțumească tuturor pentru susținere printr-un comentariu lăsat la postarea localului. Chiar am primit înainte de meci am primit de la Radu o confirmare, deci ne-a mulțumit pentru tuturor pentru suport. Deci cuvintele și mesajele dumneavoastră au ajuns la el. Frunză verde ca iarba, dragă-mi lume viața. Frunză verde ca iarba, dragă-mi lume viața. Pe uliță-n Mahala, pe uliță-n Mahala, unde am copilărit și unde lumea-m iubit. Lume, tu ai viața ta, dar eu o trăiesc pe-a mea. Dar eu o trăiesc pe-a mea, colo sus în Mahala. Frunză verde, ia-s-o mie, viață dragă-mi ești tu mie. Frunză verde, ia-s-o mie, viață dragă-mi ești tu mie. Acasă copii eram, grija lumii nu duceam. Acum timp a mai trecut, ce-am avut și ce-am pierdut. Lume, tu ai viața ta, dar eu o trăiesc pe-a mea. Dar eu o trăiesc pe-a mea, colo sus în Mahala. Frunză verde, trei migdale,
multe ție somule în cale, frunză verde, trei migdale. Multe ție somule în cale, multe vin și multe trec. Eu cei bun lume aleg, eu cei bun lume aleg. Și în dragoste mai cred, lume tu ai viața ta. Dar eu o trăiesc pe-a mea, dar eu o trăiesc pe-a mea. Colos rus în Mahala. Frunză verde ca iarba, dragă mi lume viața. Frunză verde ca iarba, dragă mi lume viața. Pe uliță în Mahala, pe uliță în Mahala, unde am copilărit și unde lumea-mi iubit. Lume, tu ai viața ta, dar eu o trăiesc pe-a mea, dar eu o trăiesc pe-a mea, Colosus în Mahala. Lume, tu ai viața ta, dar eu o trăiesc pe-a mea, dar eu o trăiesc pe-a mea, Colosus în Mahala. Vitalie Danea a venit astăzi la noi. Bună seara, bine ați venit! Vă rog! Bună seara. Bună și seara. Bine v-am găsit! Am astăzi o emisiune, pe cuvânt, niște invitați tare interesanți. Maestrul Doga, uite, Vitalie Danea nu fiecare zi vine la noi, cu muzică populară mai ales. De ce? Pandemia. Într-un cuvânt, da? Nu trebuie de zis mai mult nimic. Glumeam. Este într-adevăr, din start vreau să punctez, nu mă pretind interpret de muzică populară. Uh-huh. Este mai mult un experiment, dacă vrei, și o necesitate, fiindcă în repertoriul oricărui interpret, într-un program neapărat trebuie să cânti și câteva melodii populare. Și atunci eu am melodii populare, dar semnate de mine, uh-huh, mă rog, de autor, uh-huh, dar așa, în stil etno sau stilizat sau, uite că am hotărât să am și niște melodii chiar așa cu orchestra imprimate și niște melodii care să le pot să le cânt la diferite sărbători, cum era până la pandemie. Și vreau să-i mulțumesc pe această cale doamnei Marie Stoianov, care a semnat aceste câteva melodii. Am deja 4 melodii populare, și sârbe, și bătute, și, uite, hore. Este un lucru productivă pandemia. Da, trebuie să ne ocupăm cu ceva așa. Și cineva mi-a spus, tu ești optimist. Eu, da, într-adevăr, sunt optimist. Sunt convins că vom trece peste toate sau, cum ai spus foarte frumos, ne vom deprinde să trăim. Da, da. Așa? Și sunt bucuros că am câteva melodii deja populare. Am vorbit și cu maestrul Mihai Ciobanu și l-am rugat și aștept și de la dumnealui câteva melodii populare, așa, și vreau, cu ajutorul Domnului, poate le adun așa într-un album și... Chiar un album? Da. Așa, dintr-o glumă, una, două, dar... Da, fiindcă iarăși intrăm în restricții acum și... și să mai nasc melodii noi. Dar cum vă simțiți în acest stil? Că dincolo de faptul că cere lumea la evenimente și trebuie să mai ai și, nu știu, plăcerea asta de a cânta muzică populară. E foarte greu, de fapt, să cânti muzică populară, acum am înțeles, și sunt niște reguli de care trebuie să ții cont și ce ține de costumație, da, da, și de interpretare, și sunt multe, multe nuanțe. De asta și am zis că nu pretind și nu e scopul meu să fiu interpret de muzică populară, dar la noi oricine cântă muzică populară, chiar și instrumentiști care cântă muzică clasică, de fapt știu să zic și o doină așa și niște sârbe și asta e în sângele nostru, e în sufletul nostru această muzică și de ce să nu o cântăm? Da, da, acomodarea asta inclusiv cu ținuta, cu vestimentația, cum a fost? Da, n-a fost nici de cum, nici cum. Încă este, e în proces? Da, neapărat o să-mi adun un costum, uh-huh, sau două, poate exact din zona de aici. Și aha, așa, vreți să fie popular, așa, da, ca e naționale. Mă rog, ca să respect aceste reguli, dar așa, acum... Este un costum stilizat, hai să zicem, da? Adaptat, da, stilizat, da. Și deja maestrul Mihai Ciobanu mi-a făcut câteva observații. Maestre, n-am reușit, o să îndeplinesc data viitoare. Dar ce observații? Că nu așa se poate. A zis că e bine, dar el așa, el are, Mihai Ciobanu este un om
atât de înțelept, eu de multe ori îl compar cu Ion Creangă. Dacă vreți, după felul cum știe să vorbească, cum știe să glumească, cum știe să facă așa o observație, dar fără a supăra sau... deci este o înțelepciune și l-am văzut în multe situații. De ceva timp încoace prietenim familia mea și familia maestrului și l-am văzut în diferite situații și am văzut câtă înțelepciune are și, într-adevăr, este un mare om, un mare artist, dar este și un mare om. Și ține foarte mult la tot ce înseamnă tradiție, port popular, cântec popular și așa mai departe. Cum este de altfel la varianta feminină, este Ioana Căpraru pentru mine. Știți, ea mereu se uită la tinerile interprete, cine poartă o pincă, cine poartă pantofi și așa mai departe. Ei, nu nimic, dacă tot vă porniți să faceți album, reușiți să adaptați și stilul și tot și portul popular. Dincolo de asta, iată, încetişor am ieșit și din șirul ăsta lung de sărbători de iarnă, care s-a încheiat cu ziua dumneavoastră de naștere. Acum nu de mult, nu? Pe 12 a fost. Da, da. A fost. Felicitări și, întâi, și, da, la mulți ani. Mersi tare mult. Cum a fost? Cum? Nu ca de obicei. Asta. Dar, fără petreceri mari? Fără petreceri deloc. Deloc. Fiindcă, mă rog, în general ziua de naștere este așa o sărbătoare care unui artist este bine să o sărbătorească cu un spectacol și anii precedenți obișnuiam la sfârșitul lunii ianuarie deja să aducem ceva, niște melodii noi sau un spectacol sau, dar anul ăsta e mai specific ca și anul trecut, de aceea ziceam, eu mă ocup de creație și mă ocup de al doilea hobby al meu. Primul este muzică, cred că. Mă ocup de ceea ce ține de IT, de niște proiecte interesante lucrez. Deci timpul, practic timp nu am deloc și dorm doar câteva ore. Serios? Deci, atât de solicitant e? Da? Nu e solicitant, dar cred că este și efectul COVID-ului sau nu știu de ce. Mai multă lume am observat că... Se plânge de insomnie, da? Da, cam nu prea stă bine cu somnul, de aceea, dacă arăt așa, este și de la mâncare, dar este și de la faptul că dormim puțin. Ce înseamnă dacă arăt așa? S-au adunat... S-au adunat kilogramele, da? Fiindcă... Da, da. Interesant. Oricum, eu, la nord așa se spune, că un om trebuie să fie gras și frumos. Altfel ești bolnă. Omul e mare, dacă... nu, da, e frumos dacă e mare. Dacă ai slăbit, eu într-un timp apucasem... Și am slăbit, așa. Da, da. Am slăbit într-atâta că am aruncat toată garderoba. N-am aruncat, am fost nevoit să... Să schimb toată garderoba și zicea, ceva, nu ești bolnav. Da, da, da. Așa îmi zic și mie, mie, că mă duc pe la țară. Nu, da. Sunt bolnav, sunt normal, dar nu, trebuie să te mergi la... Chiar era un bun prieten de nostru, un medic, așa, enterolog, da. Și tot mă atragea să merg să... După ce am văzut astăzi cum băiatul... Înghite Sabi. Eu am înțeles că gastroenterologie este ușor. Și, da, asta ziceam, un om sănătos trebuie să fie așa. Voinic. Așa se zice, nu? Da, glumim, dar despre proiectele din IT... Asta e, îi ziceți, hobby, nu știu, e un job chiar? Ține de dezvoltare de site-uri sau de ce anume? Nu. Eu aș vrea să facem și o emisiune, poate dacă o să vă intereseze, dar sunt lucruri foarte interesante cu care mă ocup și tot timpul am combinat IT-uri cu muzica și primele melodii care mi le făceam, primele instrumente, primele mixere, deci totul mi le făceam singur, fiindcă nu aveam bani pe timpul să cumpărăm și nici nu era tehnica asta performantă. Și acum... Interpreții de la noi folosesc o aplicație tot de-a mea și, da, de la noi din România, este pe App Store. Ce aplicație? Și, de ce? Specifică muzicienilor sau ce? Da, ceva ce face ușoară evoluarea unui artist. Da, sunt... De la noi mai toți folosesc. Spuneți un nume și vă zic. Am creat-o pentru mine și pentru soția mea, pentru Silvia Orhianca, ca să fie ei ușor, dar... le-a plăcut colegilor, artiștilor și acum majoritatea sunt cântă cu această aplicație. Nu mă laud, eu spun niște lucruri. Nu, e foarte interesant asta, da. Și pe urmă am mai creat niște proiecte. Acum sunt într-un
am o idee colosală și sper să o aduc la bun sfârșit, dar este interesant, este o chestie foarte, foarte interesantă și foarte... Și despre care nu ne spuneți nimic, să o vedeți întâi realizată. Da? Sunt superstițios, dar asta mi-a timpul, asta ziceam, fiindcă... Uh-huh. Și sper foarte mult să ne vedem bine. Eu sunt optimist și zic de mărțișor să ne vedem deja cu melodii noi în sele de spectacole și cu dumneavoastră, desigur că, fiindcă un artist fără concerte, fără public, el se ofelește ca o floare. Ca o floare, exact. Așa este, care da. Nu este toți artiștii care vin la emisiune mi-au spus asta, că le lipsește enorm publicul, le lipsesc concertele, evenimentele. Evenimente au mai fost, concerte mai puțin, că evenimentele private au mai pornit puțin. Da, mulțumim tare mult pentru prezență, pentru discuție și aveți aici un mic cadou din partea noastră, iar noi în continuare vom asculta și cea de-a doua piesă, care se numește cum? Colosus în Mahala. Colosus în Mahala. Nu, se numește Hramul Satului. Asta e de Hramul Satului. Bun. De Hramul Satului. Vă rog frumos. Da. Să las asta aici. Azi e hram la noi în sat, la joc toți s-au adunat mai. Uite și primarul vine, ulcioarele toate spline. Neamurile au venit toate, s-au de toba cum bate. Primarul i-a invitat pe toloacă în sat. Neamurile au venit toate, s-au de toba cum bate. Primarul i-a invitat pe toloacă în sat. Cântă lăutare, toți în hor, într-un pas. Ai frate și soră, cine a mai rămas? Așa-i viața noastră, așa-i viața omului. Azi e sărbătoare, e hramul satului. Ce frumos fetele joacă, cu flăcăii de mijloc, îmbârtesc hora cu foc, măi. Neamurile au venit toate, s-au de toba cum bate. Primarul i-a invitat pe toloacă în sat. Neamurile au venit toate, s-au de toba cum bate. Primarul i-a invitat pe toloacă în sat. Cântă lăutare, toți în hor, într-un pas. Ai frate și soră, cine a mai rămas? Așa-i viața noastră, așa-i viața omului. Azi e sărbătoare, e hramul satului, mă. Hora s-a întins, lumea în joc s-a prins, măi. Da, primarul-i bucuros, tare-i mândru și fălos, măi. Neamurile au venit toate, s-au de toba cum bate. Primarul i-a invitat pe toloacă în sat. Neamurile au venit toate, s-au de toba cum bate. Primarul i-a invitat pe toloacă în sat. Cântă lăutare, toți în hor, într-un pas. Ai frate și soră, cine a mai rămas? Așa-i viața noastră, așa-i viața omului. Azi e sărbătoare, e hramul satului. Cântă lăutare, toți în hor, într-un pas. Ai frate și soră, cine a mai rămas? Așa-i viața noastră, așa-i viața omului. Azi e sărbătoare, e hramul satului, mă! Nu știu pe cine așteaptă Anatolie Melnic și Diana Rotaru duminică la Gusturile se discută, dar știu că Diana e pe urmele lui Petru Chicu. Să vedem de ce. Băi, dacă se pricepe la făcut rău, a pus muzica să dansez normal, să intru pe muzică la Petru Chicu aici la cabinet, înțelegi? Ce faci, Petruccio? Ești surprins sau ce te miri? Sau îți place rochia mea? Ce te miri așa? Cam tot timpul când văd pe cineva aici în cabinet sunt surprins. Așa, în cuie să rămânem doar noi în trei, să nu ne vadă nimeni, nu mai anișoara.
Cu ce scop ai intrat la mine? Vreau să te perchiziționez, vreau să văd ce ai aici, ce nu știm noi. De exemplu, ce ascunzi tu pe aici? N-am nimic aici, cu ce să gătesc, cu cine să ucid, cu ce să mănânc, n-am nimic, nici un pahar de apă n-am aici. Dar de ce? Așa, e sărac țara asta. Nu-i sărac cabinetul tău, dragule. Da. Uite, până vine Alexandru Lozanciu, că este invitatul nostru de astăzi. Da. Tu știi, în general, că el trebuie să ajungă. Da, am auzit deja acum. Ce dezinformare, Anișoara, Petru nu știe cine vine la noi în emisiune. Tot timpul aflu la urmă toate vedetele care vin la noi. Tu ar trebui să fii primul și asta, pentru asta trebuie să fii prietenul meu, dragule. Dar eu iubesc surprizele care vin, înțelegi? Și când te primesc o provocare sau și ce pe a improvizare, asta pe mine mai mult mă simulează decât să stau și știu, acuși vine cealaltă, fac planul ce să fac cu el sau ce să spun cu el, ce să întreb. Nu e interesant. Lasă că am observat, eu mă uit la emisiunile Gusturile se discută, așa cum se uită toți telespectatorii, toți fanii, și inclusiv Anișoara. Nu, te văd pe tine, în tot ecranul, cum tu comentezi, cum o dai pe tarele, înțelegi, tare în bucătărie, pentru Chicu. Pe corectul, hai să luăm așa, mai corect, pe corectul. Când toți suntem tari, tu ești tare, eu sunt tare, toți suntem tari, dar trebuie să fim și corecți. Adică tu vrei să spui că între noi trei, tu ești cel mai tare. Nu, sunt cel mai corect. No comment, cel mai corect. Ok, dacă îți place ție să spui așa, eu cred că o să zic că tu ești cel mai... Improvizează. Cel mai... Stai că nu mi-ajung cuvinte. Cel mai gustosel. Cel mai gustosel. Cred că ăsta este cuvântul potrivit pentru tine. Așa, am auzit și acestea. Așa? Da. Mai ales că ați împlinit 8 ani și acum și o lună de second wine pentru Chicu. Da, uite că 8 ani și ceva în urmă, când s-au deschis de prima dată ușile la primul restaurant deschis de bucătar în Moldova, pentru mine s-a fost, și cum spune, o emoție destul de mare. Hai să ne amintim de primele bucate pe care le-ai gătit acolo. Cum și acum țin minte, au fost niște bucate pe masă, asta în primul an, de tip canape sau gusterele, inclusiv au fost pe final un curcan, unde s-a împărțit în mai multe părți și am făcut și tarte de lămâie Simeon al II-lea, wow. Care au fost repetate, nu odată, tot la ani care împlinise, sau la 3 sau la 4 ani, am mai făcut 2 ori această tartă, că lumea a spus că ce ai făcut-o de ea. Apropo, o rețetă regală. Nu te mai lăuda, te rog, așa de tare, când am mâncat eu tarta asta la tine? Nici eu nu că mă mănânc des, doar când sunt provocat de aceste evenimente. Atunci zi-mi care a fost cea mai proastă mâncare gătită de tine. Cea mai proastă mâncare? Da. Cu greu trebuie să-mi duc aminte. Adică poate, a fost oricum. Poate ceva și-a fost proastă, care lumea oricum, orice părere pentru mine contează. Nu a fost cea mai proastă, dar pe general, adică a fost mai puțin primită. Mai puțin sărată. Sau piperată. Sau mai zice o scădă, cine-i dat mâncarea să ne gătită, cine-i dat asta crudă. Adică mai puțin gătită, știi? Dar dacă să luăm așa, să interpretăm cuvintele corect. Tu citești comentariile despre tine, cele negative în special? Tot timpul. Ce reacție ai? Bună. Bună, dacă văd că... Asta te stimulează sau ce se întâmplă? Dacă văd că omul dă întrebare stupidă, înseamnă că n-am ce să răspund. Dacă văd că este om real, cu picioarele pe pământ și are 80% dreptate, eu într-un cu el în vorbă și am plăcere să discut cu el. Ești autocritic. Da, da, da. Așa sunt și eu. Așa că, dragii noștri hateri, criticați-ne, dați-ne mesaje cât mai negative, că noi de la asta primim plăcere împreună. Da. Avem dragostea la pătrat față de voi. Și la treunghi. Da, și în toate pozițiile. Da. geometrice, perpendiculare, paralelipidice. Uite, cred că mai găsim amuși, dar după ce strângem camera. Eu am uitat geometria, sincer. Așa că te las pe tine. Da. Te las pe tine, Anișoara, să ai grijă de telespectatorii tăi, așa cum avem grijă și noi de ai noștri, da. Pentru că de fiecare dată venim cu rețete. Noi venim cu meniuri deosebite condimentate de exact. Petru pe final și asezonate. Asezonate corect, da. Și după gust să fie echilibrate destul de bine. Vai, ce bine ai spus! Hai, când vine Alexandru Lozanciuc, Doamne, adă-l Dumnezeule! De prima oară o să-l văd în față, așa. În realitate? În realitate, da. Tu nu l-ai văzut niciodată? Nu.
Nu sunt fanul concertului lui. Bine, dar el este fanul emisiunilor noastre și a promis că vine. Perfect. Asta e foarte bine. Da. Vă dorim o seară perfectă în continuare. Vă dăm întâlnire la 8:30 în fiecare duminică și ne place când sunteți alături de noi. Cu ochii pe noi. Da, da, da. Hai să vedem ce mai fac ceilalți. Dacă a venit sau nu Alexandru Lozanciuc, vom afla duminică la ora 8:30. Iar noi încheiem aici emisiunea din această seară, atât pentru astăzi, pentru această săptămână. Ne revedem luni la aceeași oră. Să aveți o seară frumoasă și un weekend liniștit. La revedere!